Băieții s-au distrat copios și în această seară, au găsit o sfoară și au făcut un joculeț. Cred că multă lumea știe, se leagă la mâini amândoi și cumva trebuie să, să se elibereze fără să dezlege nodurile. S-au distrat copios, a râs Zein de s-a vroia la un moment dat Vlad să îi ajute, îi întreba, vreți mă să vă arăt cum să face ca să scăpați odată, să nu vă mai chinuiți? Și Zen zicea, tu nu vorbește, nu i ajuți, uite, zice, uită-te la ei și tași din gură, taci din gură, că e frumos, zice, e mai tare ca la un film. Adevărul e că erau chiar haioși și aveau tot felul de poziții în care se chinuiau să scape de acolo și nu prea au reușit. Într-un final au încercat și alți băieții, unii au învățat despre ce e vorba, unii nu. Apoi, seara la culcare, l-am văzut pe Roberto că îl ruga pe Andrei să-i dea cu cremă pe spate, să-l maseze și... Andrei a fugit așa de el. Du-te, mă, că nu, nu spag. Apoi s-a ruga de Vlad, nici Vlad nu a vrut. Au avut o seară bună băieții și chiar s-au distrat.